runda a doua a play-out-ului Super Ligii, UTA nu a reușit să obțină decât o remiză albă în compania formației Universitatea Cluj. Mircea Rednic s-a arătat nemulțumit de jocul elevilor săi, dar s-a și consolat cu punctul obținut în condițiile în care etapa trecută a încasat 3 goluri. Am jucat cu teamă, multe pase greșite, a afirmat Puriul. Dar nu mi-a plăcut pentru că am jucat cu teamă. Ambele echipe. Ținând cont că ei n-au intrat cu niciun atacant, ei și eu au fost precauți și s-au bazat mai mult pe individual sau să ne prindă pe contraatac. Am reușit să, din punctul ăsta de vedere, ca organizare, ca eu știu, poziții sau ca prezență pe faza defensivă, ca dueluri, n-am stat prost. Dar e puțin. Mircea Rednic a vorbit și despre perspectiva disputării ultimelor meciuri de pe teren propriu, fără spectatori. Tehnicianul consideră că o amendă ar fi suficientă în condițiile în care se tot vorbește despre aducerea spectatorilor la stadion. Noi trebuie să ne concentrăm pe cele două jocuri care le avem acasă. Îmi doresc și sper că cei care vor judeca marți să fie înțelepți și să gândească că tot vorbim să aducem lume la stadion și pentru, eu știu, câteva incidente care au fost, să luăm deciziile astea. Ok, e o amendă foarte mare, eu cred că e de ajuns și pentru noi și pentru cei de la Dinamo. UTA se află pe locul al doilea în clasament, în spatele celor de la Universitatea Cluj. CSD Dumbrăvița a debutat în play-out cu un eșec în fața ultimei clasate CSM Alexandria. Absențele din lotul alb-verzilor și-au pus amprenta asupra rezultatului final al partidei. Dumbrăvițenii au deschis scorul minutul 39 când Bruce Nort i-a scăpat singur cu balaurul. Bucuria timișenilor nu a durat mult, aceștia văzându-se egalați 2 minute mai târziu prin Ștefan Cană. În partea a doua jocului, CSM Alexandria a fost mai pragmatică și a marcat de două ori prin Gianni Crețu în minutul 57 și Alberto Călin în minutul 77, care a stabilit scorul final de 3-1. CSM Reșița nu s-a evidențiat în mod deosebit și a reușit doar un egal scor 1-1 în compania celor de la Unirea Dej, în prima etapă din grupa A a play-out-ului, Ligia a doua. Soarta partidei a fost consfințită în prima parte a jocului, atunci când Marian Drăghiceanu a deschis scorul în minutul 19, iar Daniel Pop a reușit egalarea în minutul 39 în urma unui corner. Chiar dacă matematic nu sunt salvați de la retrogradare, rosonerii au în continuare șanse mari de a juca și în următorul sezon în Liga a doua. În următoarea etapă din play-out, Reșița va juca în deplasare împotriva celor de la CSC Dumbrăvița. Partida este programată pentru 6 aprilie. Eșecul usturător pentru Phoenix Buziaș în prima rundă a play-off-ului Ligii a treia la fotbal. Elevii lui Cosmin Petruescu au cedat în fața echipei FC Bihor cu scorul de 4-1 după ce la pauză tabela indica 1-0. Alex Băican a deschis scorul, iar în partea a doua bihorenii s-au dezlănțuit. O victorie clară în condițiile în care FC Bihor a avut și alte ocazii de a marca. În clasament, FC Bihor are acum 49 de puncte. Poli Timișoara a totalizat 42. Pe locul 3 se menține CSC Peciu Nou cu 36 de puncte, iar pe poziția a patra se află Phoenix Buziaș cu 32 de puncte. Victorie spectaculoasă obținută in extremis de Politehnica Timișoara contra nou promovatei Peciu Nou. La pauză tabela a indicat 1-1 după reușitele lui Denis Bud de la Peciu, respectiv Curescu de la Timișoreni. O serie de ocazii ale alb-violeților aveau să anunțe golul izbăvitor. Acesta a venit în minutul 92 dintr-un penalti executat de capitanul Cristian Bocșan. Reprezentanții echipei adverse au acuzat maniera de arbitraj, spunând că penaltiul din minutele de prelungire a fost unul inventat. Da, un meci bun făcut de ambele echipe, un derby susținut și din tribună de mulți spectatori, un meci frumos care, din păcate, a fost stricat de maniera de arbitraj. Consider că un penalti inventat în ultimele minute când nu mai aveai ce să faci, dar asta nu schimbă cu nimic rezultatul final. Sunt 3 puncte pe care le-am pierdut, consider că am făcut un meci care ne îndreptățea la mult mai mult. De cealaltă parte, Paul Codre a precizat că scorul putea fi mult mai mare și că echipa sa a ratat mult. Da, o victorie suferită astăzi, pentru că, zic eu, am ratat
nepermis de mult. Dacă reușeam să înscriem din ocaziile clare care le aveam, cred că meciul era mult mai ușor. Așa, meciul s-a dus pe muche de cuțit, s-a creat și puțină tensiune și nu ne doream să ajungem aici, dar na, astea sunt meciurile de Liga 3-a și până la urmă bine că a ieșit bine. Prima repriză a fost marcată de un protest al suporterilor albioleți. Aceștia s-au arătat deranjați de o postare pe rețelele de socializare ale clubului și au venit îmbrăcați elegant în cămăși în tribună. Ultrașii nu au scandat nimic până pe finalul reprizei. Corvinul joacă în Cupa României în această seară de la ora 19:30 la Hunedoara împotriva CFR-ului. Meciul nu va fi unul ușor, formația hunedoreană fiind singura echipă de ligă secundă care a ajuns în faza sferturilor de finală ale competiției. Florin Maxim, tehnicianul Corbilor Albaștri, a dat de înțeles că miza este una mare și că nu întâmplător echipa sa a ajuns în această fază. Nu ne-a oferit nimeni locul în sferturile de finală. Am luptat, iar băieții au muncit mereu de când am venit la Hunedoara, a spus antrenorul. Noi am făcut lucrurile să se întâmple, am crezut în ele, poate noi din angrenajul nostru și alături de suporteri care pe această cale țin să le mulțumesc că au fost alături de noi pe tot parcursul sezonului, au venit în număr cât mai mare la stadion și la ultimul meci. Noi ne-am propus în vestiar ca ăsta să fie obiectivul de la care plecăm, să oferim suporterilor noștri și oamenilor care vin să ne vadă, să plece mulțumiți de la stadion. Ceea ce obținem după terminarea meciului, vedem după ce se termină meciul. Dar ca implicare și ca abordare, eu zic că am fost echipa pozitivă. De fiecare dată am încercat să producem fotbal. Fiind conștient de valoarea adversarului din această seară, tehnicianul hunedorenilor se bazează pe determinarea și luciditatea elevilor săi, iar la fotbal mingea e rotundă, orice este posibil. Important e să fim lucizi, să atragem această energie, cum spunea și domnul președinte, această afluență de public va fi un public numeros. Noi trebuie să îl gestionăm până la urma urmei. Ei vin să ne vadă în mare parte și pe noi și să transformăm acea energie a publicului în ceva pozitiv, să o luăm ca pe ceva constructiv și ei să fie alături de noi pe tot parcursul jocului, pentru că la fotbal ai momente bune, mai puțin bune. Gruparea lui Florin Maxim e pregătită să dea totul pe teren în această seară, într-o partidă în care publicul ar putea fi al 12-lea jucător. Surpriză de proporție în sferturile de finale ale Cupei României la fotbal, care arată încă o dată că Buturuga Mică poate răsturna Carul Mare. Corvinul Hunedoara, echipă de eșalon inferior, a umilit-o pe CFR Cluj, fostă campionă din Superliga, cu scorul de 4-0. S-a demonstrat încă o dată că la fotbal nu joacă bugetele, nici valoarea individuală a fotbaliștilor, întreg bugetul Corvinului fiind cât 3 jucători de la CFR. Hunedorenii au deschis scorul în minutul 43 prin Viorel Lică, acesta fiind și rezultatul la pauză. În partea a doua jocului, Corvinul a prins curaj și nu a arătat deloc ca o echipă inferioară. De 3 ori a mai punctat prin Marius Coman în minutul 50, Nicolae Pârvulescu în minutul 67 și Daniel Pop în minutul 92. Victoria este una de moral, consideră antrenorul Corbilor Albaștri, ca jucătorii săi să prindă încredere. În ansamblu, eu zic că am făcut un meci consistent, un meci bun, au prins încredere și jucătorii. Asta e și menirea noastră ca antrenori, să le insuflăm încrederea noastră, pentru că eu cred în procesul pe care îl fac eu, cred în aceste lucruri și chiar spuneam și la interviu de după joc, Bardi la 25 de ani vindea în piață. De ce n-ar spera Coman, de ce n-ar spera Iacob, de ce n-ar spera Pop, Manolache, de ce n-ar spera că pot ajunge la o echipă, de ce nu de teapa CFR-ului. Otele are ofertă de 3 milioane de euro, 4 milioane, a jucat contra lui Iacob și eu cred că învingător din acest meci a ieșit Iacob, jucătorul nostru. Doar că e un meci.
Se poate întâmpla orice, astăzi a fost pentru noi. Eșecul l-a lăsat fără prea multe cuvinte pe Adrian Mutu. Acesta a pus umilința pe seama atitudinii jucătorilor săi. Ar trebui să ne fie rușine, a spus tehnicianul. Trebuie să ne fie rușine. Eu unul spuneam, în momentul ăsta nu am puterea să iert pe jucător pentru rezultatul ăsta, pentru că e umilitor, eu mă simt umilit și de aceea mă voi gândi bine ce voi face în seara asta, ce voi face pe viitor și mâine dimineață voi anunța clubul și pe dumneavoastră ce se întâmplă. Așa cum anticipa antrenorul Corvinului înainte de meci, publicul a fost al 12-lea jucător. Peste 16.000 de suporteri inimoși au condus echipa spre victorie. Adrian Mutu și-a dat demisia din funcția de antrenor al echipei CFR Cluj, după ce formația sa a fost umilită de Corvinul Hunedoara, echipă din eșalon inferior. A fost 4-0 pentru hunedoreni, iar eșecul drastic nu a putut fi digerat de Briliant. Încă de la conferința de presă de după meci, Mutu a sugerat că se gândește la o astfel de decizie, iar astăzi a făcut anunțul la fanatic.ro. Mi-am dat demisia de la CFR Cluj, m-am gândit toată noaptea, nu pot să trec peste această umilință. Eu am o altă mentalitate, una de învingător. Demisia mea este de la ora 11 dimineața pe biroul președintelui Cristi Balaj, a declarat Mutu pentru sursa citată. Mircea Rednic a prefațat meciul împotriva celor de la Botoșani, care va avea loc vineri de la ora 18:30. Până atunci, jucătorii Bătrânei Doamne au fost în câteva școli din oraș pentru a promova partida în rândul micilor fani, iar câțiva dintre ei au fost prezenți la conferință. Meci important, putem să trecem pe primul loc în play-out și ne dorim acest lucru și sunt ferm convins că în primul rând să jucăm bine, să ne creăm ocazii și să luăm cele 3 puncte. Avem un adversar care vine cu moral bun după ce au câștigat ultimul meci. Trebuie să fim realiști că de când a venit Andone, echipa lor e mai bine organizată, au o posesie destul de bine și își creează foarte multe ocazii. Tehnicianul a vorbit și despre posibilitatea ca echipa sa să joace fără suporteri ultimele partide de pe teren propriu. Rednic speră la o decizie favorabilă mâine la comisie de recurs. Să ne rugăm la Dumnezeu și așa și mâine și de seară, toată noaptea și să vedem mâine, poate avem o surpriză. Au fost foarte multe mesaje din partea oamenilor de fotbal, ok, s-a greșit, să plătească cine a greșit, dar cu limite, adică să nu stricăm ceea ce e frumos, spectacolul. Spectacolul îl fac și echipele, dar și suporterii. CSM Deva a câștigat Cupa României la futsal după o finală în care a trecut lejer de CFR Timișoara cu scorul de 5-0. Dorința și ambiția timișorenilor nu au fost suficiente, Deva arătând ca o formație mai bine închegată, care nu are nicio problemă în a se impune. În minutul 17 a fost deja 2-0 pentru echipa adversă prin golurile lui Savio și Cristi Matei. Același Cristi Matei, capitanul hunedorenilor, a reușit dubla în minutul 27 și a făcut 3-0. Darius Nastai a marcat pentru 4-0, iar Cristi Matei, fără doar și poate jucătorul meciului, a închis tabela la 5-0. Ați dezamăgit, nu știu ce să mai spun, în finală ăsta. Suntem dezamăgiți pentru că am pregătit, cred că ne-a copleșit un pic atmosfera jocului. Am pregătit multe, multe lucruri tactice, dar din păcate și jocul de ieri s-a văzut că n-am avut un ritm. Nu știu ce să spun. Sunt tineri care joacă foarte mult și cred că presiunea jocului au gestionat foarte bine jucătorii cu experiență. S-a văzut clar că au nevoie de jocuri din acestea. Ei au jucat în campionat meciuri grele cu ei, dar la un obiectiv să joacă altfel. Da, un meci foarte frumos, demn de această finală, zic eu, și părerea mea că am dominat de la cap la coadă în meciul, primul rând fizic. Te așteptai să fie așa ușor, că a fost ușor? Nu, în niciun caz, pentru că mereu am avut meciuri grele aici, echipă bună, dar părerea mea că fizic i-am dominat de la cap la coadă. Ați deschis scorul repede, a contat mult? Da, foarte mult, bineînțeles, și am mai venit și golul 2, perfect pentru noi.
Erai goal-getter într-o vreme, când ai mai dat 3 goluri în final? Cred că niciodată. Acum câți ani ai? 37.